Trăim într-o eră digitală în care suntem supuși la diferite schimbări și provocări. Schimbări de țară, schimbări de oameni pe care avem alături, chiar schimbări de profesie. Dacă acum 15 ani îmi doream să devin contabil și am început studiile aici, la Colegiul Financiar Bancar, ulterior mi-am luat lucrurile și am continuat studiile în Facultatea de Științe Economice în Spania. Mai târziu a continuat o altă facultate online, Universitatea Oberta de Catalunya, în care am făcut studii de administrare și gestionare afacerilor. Viața mea a luat o întorsătură și am revenit acasă în Moldova, aici unde mi-am început propria mea activitate ca să pot să-mi cresc copiii. Am început să vând lucrurile pe online atât timp cât avem atât de multe rețele sociale și putem să ne promovăm produsele noastre acolo. Facebook, Instagram, YouTube, oricare a fost platforma, eu am putut să gestionez și să vând micile produse, de la bijuterii, accesorii până la furnitură pentru oricare doamnă dorea să-și facă propriile accesorii handmade. Astăzi gestionez proiectul Click Academy, cel care îmi permite să combin frumos atât responsabilitățile de mamă pentru a crește acești doi copii, cât și specialitatea mea de marketing strategic, ca să ajut companiile să-și promoveze afacerile lor, cât și pe voi, mamele, femeile, pentru a deveni o mamă digitală. Vino și învață cum să devii o mamă digitală, ca să înveți a deveni un community manager fără să renunți la responsabilitățile tale de a crește copiii frumos și sănătoși.